Te salut! În acest videoclip îți prezint care sunt cauzele posibile pentru lipsa de putere al motorului, fie că vorbim despre un motor pe benzină sau diesel. Motorul nu mai răspunde bine la accelerare, poate să meargă în șuturi, sau să se limiteze la o turație maximă. Așadar, hai să vedem care sunt principalele cauze pentru lipsa de putere al motorului. 1. Filtrul de aer sau filtrul de combustibil înfundat. Pentru ca motorul să funcționeze în parametri, acesta are nevoie de aer și de combustibil în cantitatea necesară. Logic, în momentul în care accelerezi, motorul va consuma și mai mult combustibil și va avea nevoie de și mai mult aer pentru a dezvolta puterea necesară. În cazul în care filtrul de aer sau filtrul de combustibil este contaminat, motorul nu mai poate fi alimentat cu debitul necesar de aer sau de combustibil după caz, așadar în momentul în care observi o lipsă de putere la mașina ta, asigură-te că ai schimbat din timp filtrul de aer și de combustibil. Motivul numărul 2, debitmetru contaminat sau defect. Debitmetrul de aer are rolul să măsoară masa aerului care intră în motorul mașinii tale. Semnalele trimise de debitmetru sunt interpretate în timp real de calculatorul mașinii, astfel calculatorul poate regla cantitatea de combustibil injectată în motor. În cazul în care debitmetrul este defect sau este contaminat cu praf, acest lucru poate duce la o lipsă de putere al motorului mașinii tale. În cazuri extreme, defecțiunea debitmetrului este semnalată prin aprinderea martorului check engine pe bordul mașinii tale. În cazul în care debitmetrul este contaminat, acesta furnizează semnale către calculator, însă aceste semnale sunt de o valoare greșită. Astfel, calculatorul practic este păcălit și nu mai reglează corespunzător cantitatea de combustibil care este injectată în motor. Diagnoza în acest caz se face cu un tester. În primul rând, se citesc eventualele coduri de eroare care pot face referire la debitmetru și în al doilea rând, trebuie interpretate în timp real parametrii furnizați de debitmetru și comparați cu valorile de referință sau valorile de la o mașină funcțională. Pe partea de prevenție, asigură-te că schimbi din timp filtrul de aer, astfel poți preveni contaminarea debitmetrului. 3. EGR defect. EGR-ul are rolul să recircule o parte din gazele de evacuare înapoi în admisia motorului, astfel reducând noxele emise de motor. Prin recirculare a gazelor de evacuare, se scade temperatura de ardere a combustibilului, astfel scade în mod direct și cantitatea de noxe emise de motor. În cazul în care EGR-ul este defect sau este contaminat, calculatorul motorului nu mai poate regla corect cantitatea de gaze de evacuare reîntoarse în admisie. În cazul în care acest lucru se întâmplă, poți observa de asemenea o scădere de putere la motorul mașinii tale. În foarte multe cazuri poți întâmpina inclusiv probleme de relanti, motorul merge în șuturi, nu răspunde la accelerare și în anumite cazuri poți fi avertizat prin aprinderea martorului check engine. Diagnoza așadar se face tot prin intermediul unui tester, interpretând eventualele coduri de eroare, dar și verificând parametrii care pot indica un EGR defect. În cazul în care EGR-ul este contaminat, acesta se poate curăța. În schimb, dacă ai o defecțiune electrică la EGR, cel mai probabil va trebui să înlocuiești componenta. 4. Injectoare defecte. Injectoarele au rolul să pulverizeze cantitatea necesară de combustibil în motor la momentul potrivit și în cantitatea cerută de calculatorul mașinii. În cazul în care un injector nu mai funcționează în parametri, vei putea observa de asemenea o scădere de putere la motorul mașinii tale, iar în foarte multe cazuri poți observa că mașina scoate fum excesiv.
Cauza scăderii de putere este, bineînțeles, faptul că ECU nu mai poate regla în mod corespunzător cantitatea combustibilului injectat în motor. Diagnoza în acest caz se poate face fie cu testerul, accesând parametrii din calculatorul motorului și citind codurile de eroare, fie printr-un test de emisii poluante, prin care ne putem da seama că un injector sau mai multe injectoare nu mai funcționează în parametri. Pentru a prelungi semnificativ viața injectoarelor la mașina ta, este necesar să folosești doar combustibil de bună calitate și să schimbi din timp filtrul de combustibil la mașina ta. 5. Catalizator sau filtru de particule înfundat. Catalizatorul și filtrul de particule sunt montate pe partea de evacuare a motorului și au rolul să reducă semnificativ emisiile poluante de la motorul mașinii tale. Dacă ai o defecțiune tehnică la motor, de exemplu, motorul tău consumă ulei în excesiv, sau ai un injector defect, sau ai probleme cu EGR-ul mașinii tale, aceste defecțiuni pot să ducă la contaminarea serioasă al catalizatorului sau al DPF-ului mașinii tale după caz. În cazul în care catalizatorul sau DPF-ul se înfundă, acest lucru creează un efect de dop pe partea de evacuare al motorului, prin urmare, motorul nu va mai putea respira și vei putea observa o scădere semnificativă de putere sau o limitare al motorului tău la o anumită turație. În cazul în care ți se întâmplă acest lucru, trebuie investigată și remediată și cauza care a dus la înfundarea catalizatorului sau DPF-ului la mașina ta. 6. Probleme de aprindere. Aceste probleme sunt specifice motoarelor pe benzină și ne referim fie la bujii defecte, fie la bobine sau fișe defecte care pot să rezulte în probleme de aprindere. Prin urmare, combustibilul injectat în motor nu mai este aprins în mod corespunzător, astfel, pe lângă faptul că vei avea un consum ridicat de combustibil și emise poluante foarte mari, vei observa și o scădere semnificativă de putere, motorul va merge în șuturi, vei avea probleme de relantii și în cazuri extreme se va aprinde și martorul check engine pe bordul mașinii tale. Și în acest caz va trebui să faci o diagnoză la mașină pentru a afla cauza problemei. Bujiile sunt consumabile, așadar trebuie înlocuite după un anumit kilometraj. 7. Probleme cu turbosuflanta. Atât în cazul motoarelor diesel, cât și în cazul motoarelor pe benzină dotate cu turbosuflantă, o eventuală defecțiune a turbosuflantei reduce semnificativ puterea motorului. Turbosuflanta are rolul să crească puterea motorului prin alimentarea acestuia cu aer la o presiune crescută, astfel, la mai mult aer putem injecta și mai mult combustibil, crescând astfel puterea dezvoltată de motor. În cazul în care turbosuflanta se defectează și nu mai generează presiunea cerută de calculator, vom putea observa o scădere semnificativă al puterii motorului. În anumite cazuri, de exemplu când turbosuflanta încarcă mai mult decât cere calculatorul, calculatorul va intra într-un mod de protecție numit și limp mod pentru a proteja motorul de la distrugere. Diagnoza se face și în acest caz citind codurile de eroare și citind în timp real presiunea generată de turbosuflantă și comparând aceste valori cu valorile de referință. 8. Probleme de compresie. Problemele de compresie sunt de natură mecanică și provin de regulă din cauza uzurilor excesive mecanice. Fie că vorbim despre segmenți uzați sau supape care nu mai închid corespunzător, problemele de compresie cauzează în mod direct scăderea puterii motorului. Și în acest caz trebuie investigată cauza și soluționată pentru a reduce motorul la un nivel de funcționare optim. Tu ce alte motive cunoști care pot să cauzeze scăderea de putere al motorului? Te rog, lasă-mi ideile tale în comentarii. Sper că ți-a fost de folos acest videoclip. Dacă da, te invit să dai un like. Acest lucru mă ajută în promovarea videoclipului meu pe YouTube. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!